Povestea mea a început undeva prin 2009. Lucram la o firmă de rent-a-car pe atunci și s-au întâmplat mai multe lucruri care m-au făcut să mă gândesc foarte bine la viitorul meu. Și la un moment dat m-am gândit, băi, ce vreau să fac cu viața mea de acum înainte? Și m-am gândit foarte serios că nu vreau să închiriez mașini toată viața. Am lucrat și în bancă înainte, nu m-am înțeles foarte bine nici cu mediul corporatist. Așa că m-am dus la maică-mea și am zis, mamă, dăm cardul de credit că vreau să-mi cumpăr un DSLR. Primul meu aparat a fost un Canon 1000D cu binecunoscutul obiectiv de kit 18-55. Stabilizare, bineînțeles. În timpul liber, după ce termin munca la birou, îmi place să mă documentez, să caut portofolii ale fotografilor. Mă uit foarte mult la fotografii din afară, dar și la fotografii din România. Avem o grămadă de fotografi cu care ne putem mândri. Vin în studio, testez scheme de lumini, fotografia mă relaxează. Cum a apărut ideea de studio foto? Păi, după câțiva ani de zile de fotografiat rațe în parc și oameni pe stradă, mi-am dat seama că nu este stilul meu, nu este fotografia outdoor și fotografia de natură în general, nu mă caracterizează fotografia de stradă, de exemplu. Și am stat și m-am gândit că cel mai bine mă prinde stilul ăsta de fotografie de studio. Așa că a fost o conjunctură, am avut niște prieteni care m-au ajutat financiar, care au crezut în visul ăsta al meu și în ideea mea de studio foto. În prima fază ne-am gândit ca studio ăsta să-l folosim doar noi, cei care am lucrat la crearea lui. Dar cu timpul am realizat că este un spațiu foarte, foarte bun, foarte ok, de care ar putea să se bucure și alți fotografi. Așa că încetul cu încetul am ajuns să-l promovăm și să-l închiriem și altor fotografi care au nevoie de un spațiu, un studio complet echipat în care să poată să facă shooting-urile și proiectele personale sau, bineînțeles, proiectele comerciale. Din punctul meu de vedere, faptul că eu fotografiez și este o pasiune pentru mine i-a afectat pozitiv pe cei din jurul meu. Am ajuns să fiu foarte solicitat la petreceri. Toată lumea știe că am un aparat profesional și că fac poze bune, așa că din când în când mai primesc câte un mesaj pe Facebook. Salut, ești liber în weekend, vreau să faci și mie niște poze. Am ajuns să cunosc foarte mulți oameni, am interacționat și cu câteva vedete locale, ceea ce este foarte tare. Dacă stau bine să mă gândesc, am renunțat la câteva lucruri de-a lungul anilor, dar lucruri insignifiante. Cum ar fi timpul liber? am renunțat, dar per total a meritat, să spun așa. Din 2009, de când m-am apucat de fotografie, aș fi putut să-mi schimb mașina de două ori până acum, dar, bineînțeles, am aceeași mașină veche și drăguță pe care o aveam și atunci. Deci am renunțat la o mașină. Două.